Salut eu sunt Evici și v-am găsit la un nou top de pe acest canal, de data aceasta o să fie un top mai diferit pentru că să intitulăm această săptămână, acest început de săptămână cu acest prim clip din această săptămână ca fiind săptămâna Justice League săptămâna lui Snyder, spune cum vrei, săptămâna aceasta o să apară Snyder Cut, sunt mega entuziasmat, abia aștept, nu credeam că o să am atât de mare hype pentru acest film de când am văzut primul teaser, dar acum că s-a apropiat acest moment în care în sfârșit o să primim versiunea lui Snyder a lui Justice League, am început să caut diverse informații pentru recenzie. Și am stat să mă gândesc și am zis, mă, sunt niște informații pe care cred că mulți dintre voi nu le știți. Poate știți una, maxim două, dar cred că aceste informații vor stârni un interes mai mare pentru voi, nu doar pentru voi care oricum știu că l-așteptați, dar și pentru oamenii care intră pe aici și o să vadă, wow. Stai, ce e asta? Snyder Cut? What, what is this? Un film de 4 ore? Cum vine asta? Așa că iată 5 lucruri pe care le știai sau nu le știai, dar pe care trebuie să le știi înainte să vezi Snyder Cut. Dar înainte de asta, evident, clasicul hai cu intro. Numărul 1. Costumul negru al lui Superman. Da, știu, te aud, da, știu, știu că știi că Superman o să aibă his black suit, dar e o poveste mai mare despre acest costum. Zack Snyder, pe la sfârșitul lunii iulie, a anunțat oficial la Justice Con cum că la DC Fandom o să primim un teaser pentru Snyder, ca ceea ce am și primit de altfel pe la începutul lunii august când a fost DC Fandom și el vorbea despre acea scenă extra din Home Edition-ul la Justice League în 2017 pe care nu știu dacă l-a văzut sau nu, în care Superman vine la Batcave-ul lui Batman și se întâlnește cu Alfred și are costumul lui clasic, roșu cu albastru. Vine dacă o să căutați voi pe YouTube Superman meets Alfred, o să vedeți o scenă în care e aceeași scenă, doar că Superman are costumul negru. Și Snyder a spus că Costumul negru și l-a dorit de când a făcut Justice, vedea pe Superman acel costum negru și ghiciți ce s-a întâmplat. Evident Warner Brothers și-a băgat mâna în acest film și au zis mă, filmul acesta cu Superman în costum negru. Ar fi mult prea dark. De unde până unde nici eu nu știu, credeți-mă. Al doilea lucru. Vom primi mai mult. Ce înseamnă mai mult? Evident, este un film de 4 ore față de cel de 2 ore pe care l-am primit în 2017. Ne așteptăm să primim mai mult. Dar ce înseamnă acest mai mult? Vom primi un backstory la Victor Stone, a.k.a. Cyborg. Vom primi un backstory la Barry Allen, a.k.a. The Flash. Vom primi un backstory la Aquaman. Dar îl vom primi pe Fucking Dark Side care toată lumea știe pe Dark Side am stabilit chestia asta dar o chestie foarte mișto pe care am găsit-o este faptul că la un moment dat într-o revistă a fost pus pe locul 6 în top villain într-o perioadă de ani și în altă revistă a fost pus pe locul 22 sau 23 în top villain ever. Asta ar trebui să ne hypească destul de mult dar nu e numai asta o să avem acel Hall of Justice complet distrus și sunt foarte curios pentru că mai mult ca sigur, vă asigur eu, o să pună mici easter egg pentru noi și sunt foarte curios pentru că am văzut în trailer deja o carte a lui Joker, a lui Joker-o, a? 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 Un alt lucru important pentru fani este că Snyder a promis public că acea scenă de finală, acea ultimă scenă de bătălie nu va mai avea colorizarea aceea de portocaliu aprins și cu cer roșu care a fost absolut oribilă și n-am înțeles de ce. Mai ales că am primit acel prim trailer la Justice League în care scena aceea era colorată normal dar a fost versiunea lui Snyder și apoi versiunea lui Josh Whedon în care am primit ce am primit. Încă un lucru din seria vom primi mai mult, îl vom primi pe Joker pe Gerald Leto care a filmat niște scene pentru acest film și toată lumea s-a toată lumea a vorbit în ultimul trailer despre apariția lui Joker care sunt convins că nu o să fie atât de importantă având în vedere că totuși am primit un Joker în 2019, cel al lui Joaquin Phoenix și mai mult ca sigur și în filmele The Batman al lui Matt Reeves, în unul din ele fac pariu că o să fie un alt Joker, așa că nu știu ce o să se întâmple cu Jokerul lui Jared Leto, o să-l văd doar poate ca un chemio, mai mult ca sigur să fie doar un chemio dar ar fi interesant ca Snyder să facă un al doilea Justice League și să facă ceva cu Jokerul acesta, vom vedea, în primul rând trebuie să vedem cum va presta mai mult ca sigur acest film și în funcție de încasări și ce se întâmplă cu el și cât de mult va fi vorbit despre el că se va vorbi mult despre el, probabil o să se întâmple ceva frumos universul acesta, adică vom avea în sfârșit un univers. Nu e așa, nu e așa Warner Brothers. Și o altă chestie importantă e faptul că în Justice League-ul din 2017 nu am apucat să-l vedem pe Batman când zice acel phrase. I don't care how many demons he's fought in how many hells. He's never fought with us. Nadas United. Și mai mult ca sigur, cum ați văzut și în trailer, mai mult ca sigur scena aia nu o să fie doar în trailer pus așa ca să fie, ca să creeze hype, mai mult ca sigur o vom primi și doamne cât aștept să-l aud pe Ben Affleck spunând asta. Al treilea lucru. Din seria vom primi mai multe, bine vom primi și mai mult The Flash. Și ce înseamnă asta? Zack Snyder a zis că o să primim odată un emotional arc pentru Flash, o să fie mai mult Flash decât ne așteptăm, pentru că odată mai mult ca sigur să avem scena cu Taika sunt în închisoare și faptul că o introduc și pe Iris West, viitoarea lui soție, în acest film, sunt convins că vor să construiască ceva. Dar în același timp Zack Snyder a zis că în acest film o să vedem o putere a lui The Flash pe care n-am văzut-o până acum. Și avem trei opțiuni. Și o să vă zic și o teorie de-a mea personală. În primul rând, poate să facă o tornadă din aceea CGI în care efectiv zbenguie în tornada aia o grămadă de Parademons și ar arăta badass rău de tot. Sau cum am văzut în serialul The Flash, când Flash învață să arunce cu fulgere care să-i lovească pe Parademons, poate și pe Steppenwolf, poate și pe Darkseid. Dar tind să cred că o să fie o mică porțiune să vedem un pic de time travel și de ce zic asta? Pentru că s-a anunțat oficial că o să apară și filmul de Flash. Este Batmanul lui Michael Keaton comunicat în acel film și nu văd cum ar putea să le unească ca să aibă sens decât dacă Barry Allen învață această noțiune de time travel. A patra chestie și ne apropiem de final. Justice League în primul rând trebuia să aibă două părți, a zis Zack Snyder. Prima parte trebuia să se încheie cu învierea lui Superman, iar a doua parte cu confruntarea cu Darkseid. Doar că ce s-a întâmplat? A apărut în 2016 Batman vs. Superman, N-a avut un metascor atât de bun, criticii dădeau cu el de pământ, iar Warner Brothers s-a ferit de ideea de a face două filme și a ales să facă unul singur, să meargă la sigur, din păcate s-a întâmplat ce s-a întâmplat și n-au mai putut să meargă la sigur, dar tocmai ideea asta că în trecut se vorbea de două Justice League-uri, filmul acesta are patru ori s-ar putea să includă toate ideile lui Zack Snyder, by the way, în același timp, filmele nu erau neapărat conectate, aveau un main plot diferit, așa că faptul că se vorbea despre două Justice League la vremea aceea poate, după succesul lui Snyder Cut, poate se va vorbi în continuare de două Justice League-uri și din nou. Warner Brothers ar putea să aibă un univers în sfârșit, să avem DCU făcut ca lume. Și al cincilea lucru pe care ar trebui să-l știți, hai că am ajuns și la final, ce n-a funcționat la Justice League-ul lui Josh Whedon. Și aici sunt câteva chestii de discutat. În primul rând, în perioada aceea, Josh Whedon lucra la un film Bad Girl, dar în același timp era și pe platourile pentru Justice League, când Snyder se ocupa de acest film. S-a întâmplat, din păcate, tragedia în familia lui Zack Snyder, acesta s-a retras și Josh Whedon a preluat filmul ca și regizor și l-a preluat din faza de post-producție. Adică o etapă destul de înaintată și probabil a fost odată presat de timp că trebuia să lanseze filmul. Odată, faptul că eram post-producție e o problemă destul de mare și tocmai de aceea și bugetul pentru Justice League a fost atât de mare pentru că a fost nevoie de foarte multe rișuturi. dar probabil cea mai mare problemă a fost viziunea lui Josh Whedon versus versiunea lui Zack Snyder. Pur și simplu Zack Snyder are stilul lui în care efectiv este poezie în viziunea lui, în care filmele lui arată ca și niște tablouri. Și pe Josh Whedon nu-l vezi făcând chestia asta și atunci folosind niște scene făcute deja de Snyder cu niște scene de ale lui a ieșit un talmeș boalmeș pentru că au fost puse două chestii diferite, un talmeș și un balmeș. Așa că nu știu cât de hype -o, o să fiți voi pentru Snyder Cut, eu cu siguranță abia aștept să-l văd. Din câte am înțeles, pentru toată lumea apare joi undeva la 9 dimineața. Am întrebat pe Facebook, unde și mi mi-a răspuns HBO România că o să apară joi la 9 dimineața. Fiți siguri, eu mi-am eliberat acea zi, deci joi seara probabil o să aveți recenzia fără spoilere la Snyder Cut și vineri dimineață sau după amiază o să aveți și discuția cu spoilere. Așa că Hai să ne strângem, hai să facem o liga dreptății în secțiunea de comentarii, să-mi spuneți alte chestii pe care poate eu le-am omis și sunt interesante din punctul vostru de vedere. Și cam asta a fost cu acest clip. Eu am fost Nevi, de like, share și subscribe. Un subscribe și pe canalul The Boys și noi ne revedem când ne-om revedea. Pa! We are united!